Stimați colegi, stimați invitați, stimată presă, este un fapt împlinit că eșuarea alegerilor repetate a președintelui Republicii Moldova înseamnă alegeri anticipate. În primul rând vreau să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru faptul că în Republica Moldova a apărut în sfârșit o opoziție consecventă, demnă și care își menține irevocabil promisiunile făcute în campania electorală. Vreau să menționez faptul totuși că pentru Partidul Liberal alegerile anticipate nu sunt un scop în sine. Noi considerăm că alegerile anticipate sunt pentru Republica Moldova o șansă oferită pentru a se reabilita, pentru a reveni la normalitate și legalitate și pentru a nu repeta fraudele care au avut loc în timpul alegerilor din 5 aprilie 2009 și pentru a nu se repeta momentele tragice care au survenit în urma acestor alegeri, Partidul Liberal vine cu următoarele propuneri. Cerem asigurarea accesului liber și egal a reprezentanților societății civile, dar și a partidelor politice la posturile publice de radio și televiziune, compania Teleradio Moldova. Solicităm ca Parlamentul Republicii Moldova să ceară Comisiei Europene delegarea unei misiuni internaționale de investigare a cazurilor de maltratare și tortură care au survenit protestelor din 6, 7 și 8 aprilie. Cerem tragerea la răspundere a persoanelor care au provocat, ordonat și executat maltratările și torturile. Cerem sistarea lucrărilor de reparație și restaurare a clădirilor Parlamentului și președinției în situația de criză economică și în situația de dificultate a achitării salariilor și pensiilor. Parlamentul Republicii Moldova să solicite Comisiei Europene delegarea în Republica Moldova a unei misiuni de consolidare a instituțiilor democratice în Republica Moldova.